Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodiac. Haideți să facem o etalare temporală, să vedem ce vă așteptăm în viitor apropiat ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru domn și pentru doamne. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodiac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, viitor apropiat? Rac. Ok. Aici exact cartea ta. La tine urmează o foarte mare fericire și anume o reciprocitate în dragoste. Tu realizezi, în primul rând, valoarea cuiva. Vei ști să apreciezi pe cineva și cineva o să știe să te aprecieze pe tine pentru că este ceva reciproc. A trebuit să moară ceva aici, în ghilimele, și anume, a fost o moarte și o renaștere. A trebuit să dai drumul la ceva definitiv, la o greutate, o povară, tot bagajul tău al trecutului, ca să poți să-ți faci loc către un nou început. Pentru câțiva dintre voi cunoaște deja persoana asta, este o persoană nouă în viața voastră. Pentru alții dintre voi urmează să o cunoașteți. Ai manifestat, s-a manifestat lucrul ăsta. Cu foarte mare hotărâre, aici văd că ai acceptat că nu ai ce să mai manifesti într-o situație, că manifesti în gol, cum se spune. Și anume, tu de la sine ai acceptat că trebuie să continui pe drumul ăsta către o nouă viață, relație, și așa mai departe, o nouă tu chiar, pentru că felul în care ai funcționat în trecut nu ți-a fost ție de folos cu nimic. Și anume, tu ai purtat asupra ta o povară destul de mare pentru că posibil nu ți s-a dat dreptate într-o situație. Sau ai considerat că ai fost nedreptățită sau nedreptățit. Aici nu mai contează ce a fost. Că a fost o dramă în care tu ai așteptat un răspuns, cererea de scuze din partea cuiva sau că ai vrut ca lucrurile să stea altfel. Te detașezi de tot acest bagaj emoțional și al trecutului și reușești să-și deschizi inima din nou și să începe o nouă viață. Și asta, bineînțeles, este benefic pentru tine. Multe dintre voi aici sunteți mămici. Iar asta a fost chiar mai greu. Pentru că faptul că a trebuit să vă rupeți de o situație, pentru alții dintre voi, să luați apărarea copiilor într-o situație și să fiți între două, cum s-ar spune, tabere. Sacrificii pentru copii, sacrificii pentru familie. Cumva, exact cum spun, a stat între două tabere, a trebuit să împăcați pe toată lumea. Totul a ieșit cu bine sau iese cu bine aici într-o situație pentru că tu ești cu inima deschisă, dacă este situația asta în care a trebuit să cazi la mijloc într-o situație ca mămică sau între rude sau într-o situație pe care problemă pe care tu a trebuit să o rezolvi, tu ai ieșit cu bine și simți în sufletul tău că ai făcut ceea ce trebuie. Și pe lângă asta te-a ajutat pe tine să scapi și de o povară pentru că aici era o chestiune de o karmă, de o justiție. Tu a trebuit să împlinești ceva ca acest lanț karmic să se rupă. Pentru alții dintre voi, este cum v-am spus înainte, că a trebuit să înțelegeți că manifestați în gol, într-o gândire anume, situație, relație, pentru că de acolo nu mai ieșea nimic. Și atunci a trebuit să acceptați că mergeți mai departe și asta v-a făcut să intrați în puterea voastră și să vă apreciați, să vă iubiți mult mai mult și să dați o nouă șansă cuiva pe care foarte multe dintre voi l-ați cunoscut deja. Ați cunoscut deja această persoană. Și eu cred că vă și îndrăgostiți foarte tare. Și când am spus asta, mi-au căzut cărțile, persoanele, doamne. O secundă, că revin. Bun. Împărăteasa. Este vindecarea ta. Este vindecarea ta din toată confuzia asta în care tu ai fost. Și este o foarte mare hotărâre. Este o foarte mare hotărâre pe care tu o iei. Ce hotărâre e, Corina? În dragoste. E o hotărâre în dragoste.
Și anume, renunți, uite iar împărăteasa, renunți la un triunghi amoros, renunți să mai aștepți în singurătate sau să mai vrei să stai singură, te îndrăgostești de cineva. Regina de cupe? Regele de cupe, poftim! Poate chiar este vorba despre cineva din zodia pești de care te-ai îndrăgostit sau te îndrăgostești. Regele de cupe, spânzratul. Sau cineva din săgetător, tar, fecioară, capricorn. Ia să vedem de ce au apărut două persoane. Poftim să cred aici ce e cu regele de cupe cu spânzuratul. Na? Ăsta, regele de cupe cu spânzuratul, poate să fie cineva din trecutul tău care tu ai fost, este aici treaba asta cu manifestatul că nu se mai manifestă nimic. Ăsta e al trecutului, a fost sufletul tău geamăn. Ăsta nu se mai pune. Șapte de bâte și care este cineva care știe că energia ta nu mai este către el și ar vrea ca tu să nu mergi mai departe. Dar tu aici, uite, regele de monedă cu echilibru, tu ți-ai întâlnit o nouă dragoste, indiferent ce zodi ar fi omul ăsta, ți-ai întâlnit o nouă dragoste și te-ai îndrăgostit foarte tare sau te vei îndrăgosti foarte tare. Regele de monede cu temperanța. Exact. Asta e persoana cu reciprocitatea. Asta este persoana care te vindecă pe tine. Asta e persoana care te ajută pe tine. Uite ce ți-am spus. Omul ăsta care apare nou sau a apărut nou în viața ta este cel care te-a ajutat să rupi această greutate, povară și acest lanț karmic. El este cel care te ajută, poate pentru foarte multe dintre voi, chiar omul ăsta vă ajută financiar în anumite responsabilități sau ce n-ați putut să faceți față. Poate este un om atât de, pentru că regele de monede cu echilibru poate să fie un om foarte înstărit din punct de vedere financiar. Și nu că ești tu o persoană materialistă, ci el are plăcerea de dragul tău să te ajute să, nu știu, să plătești niște datorii, să te răsfețe, să aibă grijă de tine. Dacă nu ai întâlnit acest om, urmează să-l întâlnești. Indiferent că este pe placul cuiva sau nu este pe placul cuiva din trecutul tău, asta nu te interesează pe tine. Magicianul și împărăteasa. Iar uite, regele de monede și asemenea e și tare de bani. Este și împlinire financiară, dar este și un om care o să te ajute foarte mult din punct de vedere financiar. Omul ăsta o să te susțină din punct de vedere financiar. Este ca și cum persoana asta, odată ce a apărut sau apare în viața ta, toate greutățile dispar. Este cineva care o să te susțină necondiționat și în dragoste și financiar din toate punctele de vedere. Bun, atât am avut și pentru cei din Zodia Rac. Vă pup și ne vedem pe data viitoare!